Nu mai trebuie să lăsăm, să admitem, să acceptăm să trăim în minciună. Vin unii să-mi spună, eram în parcul Iore cu bicicleta și mai un domn în vârstă de față cu toată lumea să-mi spună, domn primar, nu mai turna niște betoane prin parc? Despre ce discutăm aici? Ați betonat parcul? Dați-mi voie, cum să nu fiu nervos? Cum poți să spui astfel de aberații? Mi-arăți un beton turnat de mine în parcul Iore, mă, unu? N-a fost în stare. Cum pot să admit așa ceva? Cum putem să le permitem să mintă în acest fel? Cred că este de datoria noastră să nu le mai permitem oamenilor să spună altceva decât adevărul. Am văzut o știre la ProTV. După ce le-am spus că pe Mesteacănul de pe Grigorescu n-am plătit nici măcar un leu, vă repet, e pe site-ul primăriei, am pus pe Facebook, dau oficial că pe Mesteacănul de pe Grigorescu, toți acei copaci, primăria n-a plătit nici măcar un leu. Au mințit cu nerușinare la știrile de la ProTV. Considerați că e normal să mai trăim în minciună? Documentele îi contrazic și arată că mint cu nerușinare. Considerați că e în regulă să-i lăsăm așa? Pe știrile de la ProTV, dar atenție, ei nu spun că le-am plătit, că sticăloși, că n-am cum să-i dau în judecată. Ei arată o listă de tarife, care nici măcar aia nu e reală, că arată niște dimensiuni pe care noi nu le-am pus acolo. Le-a luat de la alte primări. Și le prezintă ca și când le-am plătit, dar ei nu spun că am plătit. Și n-am cum să-i dau în judecată, că sunt ticăloși maxim, adică ei sunt ticăloși deștepți, nu ticăloși proști. M-ați înțeles? Dar dați-mi voie, că știu cât muncesc și știu când trag să facem cât mai multe lucruri în sectorul 3. Și să vin astfel de ticăloși, care nu interesează decât de buzunarul lor și de ce interes au ei, să vină să ne facă treburile astea. Au mai spus ticăloșii de la ProTV că, vezi, doamne, sunt plantați incorrect. Am fost pe Grigorescu cu prorectorul Facultății de Agronomie din București, care este domnul profesor de horticultură, și a spus că ce am făcut noi pe Grigorescu este extraordinar, că n-am mai văzut așa ceva făcut corect și frumos și sănătos. Dar nu s-au prins. Doamnă, ei normal că fiind transplantați, unii mai suferă. Dar dacă vă uitați, deja 80% sunt verzi și arată bine. Un procent de 5, maxim 10%, e normal să se piardă, doamnă. Eu vă spun că dacă vă duceți în pădure, unde n-au fost transplantați, unde nu e poluare, unde nu suportă gălăgie și tot ce facem noi pe aici, și o să vedeți că mor și pe acolo, doamnă. În pădure. Cu atât mai mult pe bulevard. Dar nu-i problemă, că îi înlocuim. Ne costă 60 de lei bucata. Și vă mai spun o altă treabă. Îi luăm de la pepinierele din România, doamnă, și creăm locuri de muncă aici, la noi, acasă. Primăria n-a plătit niciun leu. Ei sunt cumpărați de către societatea primăriei, care este administrarea ADP Sector 3. Dar ei sunt cumpărați de societatea primăriei, de la o pepinieră de stat. Ca să știm despre ce vorbim. Mulțumim. Nu e loc de nimic la noi aici, că noi suntem oameni serioși.